O femeie ar putea dedica ore în șir sesiunilor de shopping, nu neapărat cu intenția de a cumpăra ceva anume, ci pur și simplu pentru a explora tendințele și noutățile apărute. În schimb, un bărbat este ademenit mai greu în astfel de activitate, cu excepția situațiilor în care se îndreaptă către un magazin specializat în scule pentru pescuit sau alte necesități masculine, cum ar fi bormașini, ferestrăie mecanice sau ciocane. Așa cum v-ați dat seama, astăzi discutăm despre instrumente, mai exact despre polizoare, cunoscute și cu denumirea de flex, mașini de polizat sau mașini de șlefuit. Polizor. Tata și-a achiziționat un polizor. Mașina de polizat. Nu mă ocup cu mașina de polizat. În popor, adică când la țară, se zice polizor. Eu spun corect. Dar așa, gramatical, tot polizor, cred că. Nu știu să vă zic. Mașina de polizat. Polizor. Eu mi-am cumpărat un polizor. Și. M-am folosit de polizor. Sau am utilizat mașină de polizat. Ar fi nevoie de polizor de a începe lucru? Păi da, polizor. Polizor triunghiular. Deci el are vreo câteva poziții, dar așa pare mi se. Cuvântul flex nu apare în dicționar, dar găsim în schimb termenul polizor, mașină unealtă utilizată pentru prelucrarea prin așchiere a suprafețelor, folosind o piatră abrazivă sub formă de disc, cilindru sau trunchi de con, cu mișcare de rotație. Originea cuvântului se regăsește în francezul polissoir. Nu este greșită nici varianta mașină de șlefuit, deci aveți opțiunea de a alege între polizor și mașină de șlefuit pentru a denumi corect această unealtă. Să exemplificăm, polizorul electric a fost utilizat pentru a netezi muchiile metalice ale obiectului. Ca să repar zgârieturile fine de pe suprafața mobilierului, am folosit un polizor orbital. Am cumpărat o mașină de șlefuit multifuncțională, potrivită atât pentru lemn, cât și pentru metal. E important să purtați echipament de protecție atunci când utilizați mașina de șlefuit, pentru a evita riscurile. Aici încheiem episodul de astăzi al Dexului de pe stradă. Ne întâlnim mâine pentru o altă aventură lexicală.